Bine, ne-am reîntâlnit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Conexiuni Culturale. Bine, ne-am reîntâlnit aici la Chromtel. Când spunem Conexiuni Culturale, ne gândim la mai multe domenii care, în total, înglobează ceea ce, pe ansamblu, înseamnă cultură. Am vorbit despre artă plastică, am vorbit în emisiunile noastre despre educație fizică, am vorbit în emisiunile noastre despre muzică, am vorbit în emisiunile noastre despre activități cu tineret. Dar iată că a sosit momentul ca în emisiunea noastră să prezentăm și o instituție școlară. Știu că nu e la modă să vorbești despre învățământ, dar în același timp știu că este foarte necesar să vorbești despre învățământ. A fost o perioadă nu demult când s-au încheiat Olimpiadele Naționale. Și ca întotdeauna, județul Suceava s-a prezentat cu foarte multe talente și cu rezultate deosebite. S-au întors de oriunde au plecat tinerii noștri din învățământ. Astăzi vom vorbi despre Colegiul Tehnic Lați cu Vodă din Siret. Când spunem Colegiul Tehnic Lați cu Vodă de Siret, ne amintim cei mai în vârstă dintre noi sau cei care au părinți și bunici cu mare plăcere despre școala de șoferi auto Siret, dar nu doar despre asta vom vorbi. Pentru început însă vreau să vă prezint invitații noștri din studio. Este vorba de domnul director Puiu Doina și de directorii adjunți doamna Janeta Maidaniuc și domnul Antonio Mustață. Este, să spunem așa, trioul care conduce această școală, această instituție de tradiție din Bucovina, nu numai din Bucovina. V-am mai spus, istoricul ei ține de un profil mecanic auto, dar acum Colegiul Tehnic Lați cu Vodă se prezintă cu mai multe noutăți. Eu, pentru început, aș vrea să vă spun bine, ne-am întâlnit aici la Rădăuți. Mulțumim pentru invitație. Și aș vrea să pun o întrebare, dacă v-au trecut emoțiile. Încă nu. Să Încă nu. sperăm că emoțiile în timp vor trece. Este foarte interesant, fiindcă de obicei emoții au elevii. Iată că astăzi cadrele didactice, într-un fel sau altul, se vor simți puse sub lupa discuției și a privirilor telespectatorilor. Deci elevii au de câștigat la această emisiune și aș vrea să spun că se vor răzbuna într-o formă sau alta privindu-i cât de emoționați sunt. Dar cadrele didactice din Siret, pe lângă emoții, au și responsabilități și au și reușite. Câte ceva, doamna director, pentru început despre Colegiul Tehnic Lați cu Vodă, atât din trecut cât și din prezent, niște date generale, după care vom intra în discuții pe diverse teme. Pentru început vom discuta despre ce înseamnă Colegiul Tehnic, ce înseamnă profilul, ce înseamnă specialitatea, pe ce domenii vă axați și după care despre area curriculară, dar fără emoții pentru început, doamna director, vă rugăm ce înseamnă în timp, în viața generației acest Colegiul Tehnic Lați cu Vodă. Colegiul Tehnic Lați cu Vodă poartă, liceul nostru poartă această denumire începând din 2008, dar tradiția liceului din Siret este mult mai veche. Prima clasă cu predare în limba germană a avut și a deschis porțile în anul 1899 cu o singură clasă formată din 39 de elevi. A funcționat acest învățământ în limba germană până în anul 1918, când liceul german se transformă în liceu românesc de stat. Denumirea de Lați cu Vodă o primește prima dată unitatea de învățământ în 1936, când odată cu numele se înființează ca școală normală și apoi ca școală tehnică de administrație economică, asta până în anul 1955. Între anul 1956 și 1964 se înființează liceul teoretic Siret, deci se pierde numele de Lați cu Vodă în această perioadă, având statut de școală medie mixtă, având și clase cu predare în limba ucraineană. Deci prima dată clasele cu predare în limba ucraineană au fost între 1956 și 1964. Între 1964 și 1977, ne-am făcut foarte bine termenii, se observă, da? Bucuria elevilor și a noastră de asemenea. Liceul s-a numit Liceu Real Umanist Siret, funcționând cu câte 3-4 clase paralele. Din 1977, prin unire cu școala profesională auto despre care aminteați, care deja în 1977 avea o tradiție de vreo 25 de ani, se înființează Liceul Industrial Auto, care a funcționat sub tutela
Ministerului Transporturilor, perioadă în care, într-adevăr, s-a dezvoltat partea auto și de atunci datează, de fapt, tradiția auto a liceului nostru. Mă scuzați că vă întrerup, erau două fabrici în Siret renumite, fabrica de covoare și fabrica de șoferi, nu? Da. Ei, în anul 1989, odată cu toate schimbările din societatea românească, care și-au pus amprenta și asupra învățământului siretean, pe lângă specializarea de bază, electromecanic auto, se înființează primul clasic cu profil teoretic, clasă de matematică informatică, respectiv clasă de filologie. Denumirea de Laț cu Vodă revine liceului nostru în anul 1995, când s-au sărbătorit 125 de ani de învățământ siretean. Da, eu aș spune să ne oprim puțin aici. E foarte interesant, am ajuns la timpurile noastre, dar ca specialitate dumneavoastră sunteți profesor de matematică, da? Domnii directori adjuncți, doamna Janeta Maidaniuc și domnul Antonio Mustață sunt ca specialitate tehnic, da? Tehnic, da. Doamna Janeta Maidaniuc, văd că tehnicul totuși primează. Colegiul tehnic, spunea doamna director Doina Puiu, și prin denumire deja te duce cu gândul clar la tehnic. Ce este mai interesant este că dumneavoastră ați fost absolvent al acestui liceu, da? Da, eu ca absolvent al acestui liceu, stând și ascultând istoricul școlii, vreau să spun că m-am simțit în momentul ăsta ca și cum aș fi fost în bancă și mi derulam tot ce s-a întâmplat. Într-adevăr, pe vremea când eram eu elev la Laț cu Vodă, erau în jurul la 5.000 de elevi. Ei, în momentul de față, noi avem 1.487 de elevi. Deci numărul elevilor a scăzut, însă pe acele timpuri aveam elevi care veneau din Tulcea, clase compacte din Constanța, în general din sudul țării. În momentul de față, marea majoritate a elevilor sunt din împrejurimile orașului Siret și de ceva timp avem chiar foarte mulți elevi din județul Botoșani. Domnule director adjunct, Antonio Mustață, e foarte interesant că sunteți o minoritate astăzi. Eu mă exclud că eu sunt realizatorul emisiunii, dar astăzi sunteți o minoritate din punct de vedere masculin. Dar totuși în Colegiul Tehnic Laț cu Vodă predomină băieții, iar cu băieții știm cum e de lucrat, mai ales în perioada adolescenței. Nu? Sunt clase în care sunt foarte mulți băieți, iar cred că mâna unui bărbat, cum se spune, printre ei se simte. Care sunt amintirile dumneavoastră despre legate de Laț cu Vodă, de colegiul ăsta de suflet, fiindcă trebuie să dezvăluie telespectatorilor mei că ne cunoaștem. Invitații mei din platou consider că sunt și buni colegi și buni amici și ne cunoaștem și știm că sunt legați sufletește de această instituție școlară, această instituție școlară care, din nefericire, a avut soarta întregului învățământ românesc, a fost trecut pe planul 2, dar acum reînvie și am să vă spun puțin mai târziu prin ce, prin elevii care se înscriu în această instituție școlară și vin cu rezultate deosebite. Dar mă reîntorc cu întrebarea la domnul Antonio Mustață. Cum e printre elevi și care e amintirea dumneavoastră de suflet despre acest liceu? Și eu sunt absolvent al Colegiului Tehnic Laț cu Vodă, iar de 21 de ani lucrez în colegiu. Lucrez, cum ați spus, mai mult printre băieți, la clasele de tehnic, fiind de formație inginer. Mă simt foarte bine și cu rezultatele pe care le obținem sunt chiar mândru. Iar doamna Doina Puiu trebuie să spună că și dumneai este colegă cu cei din platou iarăși de câteva decenii, nu? Da. Aproape două decenii. Aproape două decenii. Nu sunt încă două decenii, încă doi ani. Este excepțional cum în aceste orașe mici, în aceste orașe unde, știți, despre Siret se spunea cândva că e locul unde se agață harta în cui în România, este excepțional cum o nouă generație de intelectuali preia destinele instituției de învățământ reprezentative din localitate și se zbate. Într-adevăr, chiar se zbate, fiindcă am văzut că în liceul Laț cu Vodă, trebuie să spunem că este format, da, și de clase de liceu cu profil teoretic, se străduiesc cei de acolo nu atât doar să le transmită acel bagaj de cunoștințe, cât și să le pună la punct condiții deosebite de lucru. Am văzut, doamna director, că liceul e tot timpul în renovare sau nu se mai termină renovarea sau, din nefericire, nu ajung fondurile ca să se termine, nu? Nu ajung fondurile ca să terminăm tot ceea ce ne-am propus.
Iar faptul că noi suntem tineri la conducere este prea puțin spus. Pentru că, de fapt, tot mersul ăsta înspre bine îl creează colegii pe care îi avem. Avem niște colegi deosebiți care, într-adevăr, se implică în multe proiecte, se implică în lucrul cu elevii, pregătesc elevii foarte bine pentru examene, pentru concursuri, pentru viață chiar, prin diferitele proiecte care sunt organizate la nivelul unității noastre școlare. Colectivul este format din câte cadre didactice? Din 86 de cadre didactice, dintre care două cadre didactice au chiar doctoratul pe limba și literatura română și pe chimie, deci nu chiar niște discipline marginale, să zic așa. Și doar 3 persoane sunt debutante. Deci așa, extremile. Iar 43 de persoane din 86, deci jumătate, suntem cu gradul 1. Excepțional. Iar copii, cadre, elevi? 1487 de elevi. Bineînțeles că numărul acesta nu este exact. Am început anul școlar cu 1523 de elevi. Dar la sfârșitul semestrului întâi a mai scăzut. Sunt care pleacă în alte unități, vin din alte unități școlare, deci mai abandonează? Da, mai abandonează. Da, e și normal. Se spunea că o pădure frumoasă trebuie să aibă și frunzele vești de rigoare. Am fost astăzi în liceul din Siret, în grupul școlar, să spunem așa, Colegiul Tehnic Lațcu Vodă Siret. Am filmat, veți avea posibilitatea să vedeți cadre cu clădirea, cu copiii, cu sălile de clasă. Mă reîntorc la doamna Janeta Maidaniuc și o întreb în calitate de director adjunct, aș mai spune ceva telespectatorilor noștri. Domnia sa este fica unui renumit, cunoscut profesor de educație fizică, dar nu doar de educație fizică, este unul dintre artiștii renumiți ai comunității ucrainene, domnul profesor Nicolae Maidaniuc. Cum este să fiți la a doua generație de cadre didactice care, într-un orășel atât de mic, își dozează efortul zi de zi pentru a duce cât mai departe ideea de dascăl, fiindcă, fac o mică paranteză, auzisem o glumă recent, zice că se plângea o mămică altea, zice, noi oameni serioși cu chioșc în bazar și tolomacul de fiul meu vrea să se facă profesor. Deci, iată că cam în această situație am ajuns noi acum. Cum e să fii la a doua generație de dascăl și să fii aproape de acești copii care de fiecare dată vin cu noi și noi provocări, fiindcă fiecare generație vine cu moda, cu gândirea, cu spaimele și cu bucuriile ei. Știți, așa cum ați făcut dumneavoastră acel exemplu cu bazarul și cu profesorul, eu nu concep, deci nu mă văd să fi lucrat altceva. Într-adevăr, pentru o perioadă foarte scurtă am lucrat într-un alt domeniu, dar nu a mers. Deci, chiar de mic copil, altfel nu mă vedeam decât lucrând. Nu m-aș fi gândit că am să lucrez în același loc în care au învățat și au lucrat părinții mei, dar dacă așa s-a întâmplat, să știți că este chiar foarte, foarte bine, îmi place acest lucru și faptul că au lucrat și ei în aceeași unitate, cred că pentru mine a fost un aspect pozitiv. Ce pot să spun? Decât că de câte ori ajung în preajma părinților mei, chiar ajung acasă, ei mereu vor să știe ce se întâmplă la școală. Sunt foarte încântați de rezultatele de la noi din școală, că într-adevăr pot spune că în ultimul timp chiar avem motive de bucurie de la locul de muncă și rezultatele care ne aduc copiii și modul în care se comportă elevii noștri sunt motive de bucurie pentru noi. Domnule Antonio Mustață, motive de bucurie mari. Astăzi am văzut doi bărbați frumoși, doi tineri frumoși, eleganți, care au câștigat cele mai onorante premii la olimpiadele, la concursurile de specialitate. Da, s-ar putea spune că au intrat în istorie, în istoria liceului nostru, pentru că am avut doi elevi participanți la etapa națională pe domeniul mecanică, la clasele 11 și a 12-a, și ambii au reușit să ocupe primul loc, adică să obțină primul întâi. Unde a avut loc? La Cluj-Napoca. Deci în Ardeal. Da. Domnul Antonio Mustață este modest, dar să vă spun adevărul. Deci la clasa 11-a, elevul care a participat a luat punctajul maxim, deci 100 de puncte, la
proba scrisă, da, iar cel din clasa a 12-a punctajul maxim la proba practică, pentru că olimpiada, concursul a constat din două probe, o probă scrisă și o probă maximă. Și la etapa națională să obții totuși punctajul maxim nu este, da, un lucru cu care... Și iarăși e foarte interesant un lucru. Acum vreo câțiva ani, nu știu cui a venit, noi nu facem politică în emisiunea noastră, și să dea Dumnezeu să facă lumea cât mai puțină politică în România, dar discutăm despre destinul unor copii și discutăm despre valorile culturale ale societății noastre. Acum câțiva ani se gândise un deștept să renunțe la arte, la meserii, la toate. Ei, iată că acum, din nefericire, nu găsim un geamgiu bun, nu găsim un meseriaș bun, dar nu mai spun că nu găsim specialiști buni în domenii tehnice. Siretul vine cu aceste rezultate care dau un imbold. În mod sigur, acești copii vor în viitor să-și urmeze talentul, că e un talent acest lucru. Cum i-ați descoperit, domnule Mustaț? Păi pur și simplu la ore. Ai noștri de aici, din zonă, da? Sunt din zonă, păi, elevi de-ai noștri, iar împreună cu colegii ingineri, pentru că de unul singur n-ai cum să-i pregătești, deci cu lucrul în echipă, am reușit să-i pune pe direcție și să obținem aceste rezultate. Da, ei cu foarte, foarte multă muncă au fost conștienți de la început în ce se bag, ca să spun așa, s-au implicat, s-au ambiționat și au reușit aceste performanțe. Și iată că tradiția continuă. Când spuneam că există legături de suflet între generații, spuneam că există legături de suflet între diverse specializări în cadrul acestui colegiu tehnic. Ați pomenit, doamna directoare, foarte frumos despre faptul că acest colegiu cândva a fost și școală normală pentru învățătorii de limba ucraineană în anii 50-60 și acum iată rezultate deosebite la limba ucraineană de asemenea. Deci tehnicul se îmbină cu profilul umanist, cu limba și literatura ucraineană, cu filologia. Rezultate deosebite și la limba ucraineană. Pe nivel, doamnă Janeta... Da, deci chiar și noi ne-am obișnuit, să știți că nu este primul an în care avem rezultate atât de bune. S-a întâmplat anul ăsta să fie mai mult ca altă dată, dar elevii noștri în fiecare an, chiar la limba ucraineană, în fiecare an vin cu premii 1, premii 2. Deci cât se duc, toți vin cu premii și nu de orice fel. 1 sau 2, eventual 3, dacă se duc câte 2, nu poți să iei 2 premii 1. Iar la clasele de tehnic se organizează doar la clasa a 11-a și a 12-a și acum să fiu lipsită de modestie, cred că dacă se organiza și la clasa a 9-a și a 10-a, bănuiesc că și acolo am fi venit tot cu premii. E foarte interesant că ați pomenit de acest lucru. Cred că dintre anul ar trebui băieții să înceapă să tragă, dar și la ucraineană 8 premii, nu? 6 premii și 2 mențiuni. Iată, iarăși, rezultate deosebite. Ce aș vrea să subliniez iarăși pentru telespectatorii noștri și am rămas uimit cât de frumos se înțeleg acești elevi între ei. Există un spirit de competiție din domenii diferite, iată, care la prima vedere nu au prea multă tangență, se naște acest spirit de competiție și chiar se nasc prietenie. E bine știut că diversitatea dă și calitate câteodată. Așa este. Da. Eu vă mulțumesc pentru această primă parte a discuției noastre. Propun telespectatorilor noștri să urmărească scurte interviuri în care olimpicii sireteni, spunem noi olimpicii bucovineni, olimpicii noștri ai județului Suceava, de data aceasta elevi ai liceului, al colegiului tehnic Lațcu Vodă se prezintă, după care vom reveni în emisiunea noastră alături de invitații noștri, doamna director Doina Puiu, doamna director adjunct Janeta Maidaniuc și domnul director adjunct Antonio Mustață, conducerea colegiului tehnic Lațcu Vodă Siret. Te rog pentru început să ne povestești despre ultima ta reușită, despre olimpiada la care ai participat și premiul pe care l-ai obținut. Olimpiada a avut loc în Cluj-Napoca, la Olimpiada Națională de Mecanică, din area curriculară tehnologii. Am obținut locul întâi. E pentru prima oară când particip la olimpiadele naționale? A doua oară. Am participat la Olimpiada de Limba și Literatura Ucraineană, etapa națională, pentru a șasea oară. Am obținut locul întâi și de această dată. Olimpiada s-a desfășurat la Baia Mare. Am participat la Olimpiada Națională de Limba Ucraineană,
Am luat mențiune, am mers de 3 ori. Spune-mi, te rog, la ce olimpiadă ai participat, unde și cu ce premiu te-ai întors acasă aici la liceul Lațcu-Vădă? Am participat la olimpiada de mecanică organizată în Cluj-Napoca. Prima mea participare a fost anul acesta și cea mai de succes, să zic așa, nu știu, am început cu dreptul, premiul întâi, ce să mai zic. Am participat la olimpiada de limba și literatură ucraineană pentru a 5-a oară. Sunt din satul Bălcăuți, de școala Colegiul Tehnic Lațcu-Vădă, Siret. Am luat mențiune. Am obținut premiul al treilea la olimpiada de limba și literatură ucraineană, care s-a desfășurat la Baia Mare pe data de 6 aprilie. Am participat pentru a treia oară la olimpiada de limba și literatură ucraineană, care s-a desfășurat la Baia Mare și am luat premiul întâi. Am participat la olimpiada de limba și literatură ucraineană în perioada 6-10 aprilie la Baia Mare și am obținut premiul 3. Am revenit în studioul Cromtel, dragi telespectatori, alături de noi se află doamna director Doina Puiu, doamna director adjunct Janeta Maidaniuc și domnul director adjunct Antonio Mustață, conducerea Colegiului Tehnic Lațcu-Vădă Siret. După cum ați avut posibilitatea să vedeți în prima parte a emisiunii noastre, am discutat despre istoricul acestei instituții școlare, despre tradiția și legăturile de suflet dintre generații, despre faptul că actuala conducere a școlii este de fapt o nouă generație de elevi ai acestui colegiu. Iată că s-au lăudat și pe bună dreptate, cu modestie s-au lăudat, mai au multe încă de spus interlocutorii noștri, cu ultima generație de olimpici. Vârfurile, iceberg-ul, valorile. Aș spune că nu doar la specializările tehnice și la limba și literatura maternă ucraineană au excelat elevii liceului Lațcu-Vădă Siret, elevii colegiului tehnic Lațcu-Vădă Siret, ci și la alte obiecte în timp. Așa este. Așa este. Doamna director, în ce alte domenii sunt rezultate frumoase? Dacă e să ne gândim bine pe perioada ultimilor ani, cred că la fiecare disciplină a fost câte un rezultat meritoriu cu care să ne putem lăuda. În ultimul an putem să ne lăudăm cu faptul că 26 de elevi ai liceului nostru au reușit să obțină certificatul Cambridge PET, certificat pe care l-au obținut chiar în școala noastră. Deci o echipă de la Consiliul Britanic din Iași s-a deplasat la noi în școală și au susținut acest examen. Toți cei 26 de elevi care l-au susținut l-au și promovat și au obținut chiar certificatul cu distinție, cu merit. Pentru telespectatorii noștri care au prins limba rusă ca limbă modernă, ce ar fi acest certificat Cambridge? Șansa, nu ar avea. Șansa, eu știu că e un fel de pașaport de bună practică lingvistică. Da, în limbii, toate domeniile, da? Scrieri, înțelegeri, vorbit, în toate. Certificatul acesta echivalează examenul de bacalaureat, competențele lingvistice într-o limbă străină pe care trebuie să-l susțină la BAC, deci ei nu vor mai susține acest examen. Și de asemenea este un act, un certificat cu care toată perioada de acum înainte certifica de fapt cunoștințele abilitățile da. Corect, de cunoașterea limbii engleze. Și de asemenea am înțeles că și la celelalte obiecte au fost rezultate. Sigur că da, au fost rezultate. La Olimpiada Județeană am obținut rezultate bune, mențiuni, cam la toate, premii. Nu chiar îmi amintesc acum exact la să nominalizez o disciplină, dar la toate și la limba română. Acum un an sau doi la Olimpiada Națională s-au obținut premiul la limba și literatura română. Anul acesta la concursul plus minus poezie avem iarăși elevi care au obținut rezultate bune. Am constatat, citind puțin și din istoricul liceului, am constatat că generație de generație au fost valori care au promovat mai târziu Siretul, au promovat mai târziu Bucovina. Știm de valorile acelea interbelice, da, personalități deosebite, după care în timp profesori universitari, medici, cercetători au plecat din acest liceu.
după Revoluție, la fel, a fost o perioadă, știu că a fost o perioadă în care liceul excela în valori literare, de exemplu, îmi amintesc de Romeo Petrașciuc mai nou, de Daniela Rusu, de Călinciu Botar, iată nume, după care Ioan Mateciuc și tot așa. Acum, recent, făcând eu așa o analiză, am descoperit că și generațiile mai noi vin cu, fiecare generație are vârfuri de lance și vin cu rezultate deosebite. De la Siret au plecat corespondenți la televiziuni naționale. De la Siret au plecat tineri medici, foarte buni specialiști. Iată că în medicină, nu știu, foarte mulți. Avem elevi, avem care sunt studenți și chiar absolvenți ai facultății de medicină. Deci de la Siret, de la clase, câte o singură clasă pe nivel de chimie, biologie, de mate, info, deci anul trecut am avut foarte mulți copii care au... În fiecare an, cel puțin 3-4 elevi intră chiar acum 3 ani la Târgu Mureș. Au intrat primii elevi atât la medicină generală cât și la farmacie și la stomatologie. Au fost absolvenți ai Colegiului Tehnic Lațcu Vodă. Despre și chiar avem acum un fost elev care a absolvit Facultatea de Medicină și vara aceasta și a început rezidențiatul în chirurgie generală. Și care periodic vine și în cadrul Cercului de Educație pentru Sănătate care se desfășoară la noi în școală, face diferite prezentări și chiar le activități. Își predă mai departe talentul și pasiunea lui pentru medicină. Domnule Andone Mustață, iarăși despre valori vorbim și despre un mare sportiv, Mihai Haiura, care a ajuns campion mondial Old Boys la lupte greco-romane, tot siretean, tot în Siret acum, coleg cu dumneavoastră. Băieții cred că sunt înnebuniți, nu? Ca variant așa de petrecerea timpului liber. Bineînțeles, dumneavoastră are o grupă cu băieți de la noi la liceu pe care îi pregătește și obține rezultate chiar foarte, foarte bune. Avem deja foști elevi campion național la lupte greco-romane, iar acum cu rezultate nu atât de bune, dar sus, pe podium. Sunt doi elevi, Ionuț, scapă cu numere, din clasa 10-a, care e foarte bun. Eu știam de frații Bighei. Păi ei vorbesc ca foști elevi. Așa. Foarte, foarte bun, nu mai sunt, cu rezultate deosebite. Și Breabă în Iulian și acum. Și Breabă în Iulian. Da. Ar trebui să meargă mâine chiar la o competiție, dar a răcit. Din ce am înțeles, mă întâlnesc cu el astăzi. Observ că țineți legătura. Asta este foarte interesant. Legătura între profesor, între cadru didactic și elev nu este mărginită de această barieră catedră, bancă, tablă. Sunt lucrurile mult mai deschise la generația dumneavoastră de cadre didactice. Mi-amintesc de o anecdotă foarte bună, zice că la un moment dat se născuse un copilaș și n-a vorbit până la 3 ani. Toți și-au făcut probleme, bunica, bunicul, mama, tata, mătușile, unchii, de ce nu vorbește ăla mic? Și ăla mic, când am plinit 3 ani, când i-au pus ochiurile și cu o bucățică de șung acolo ce i-au pus la micul, deci a zis mama, în cea mai impecabilă limbă română, a zis: mama, te rog, dăm sarea, lipsește sarea. De pe masă. Și ăștia au rămas blocați. Cum vorbești? Zice, da, bineînțeles. Și de ce n-ai vorbit până acum? Da, când aveam nimic de spus. Iată că așa este și generația asta. Ne plângem câteodată că ba copiii noștri sunt prea obraznici, ba sunt prea cuminți. Ba sunt prea grăgioși, ba sunt prea tăcuți. Cum ați descrie dumneavoastră, privind generația din care ați plecat dumneavoastră, cum ați descrie dumneavoastră generația actuală de tineri și cu minusuri și cu plusuri? Doamna director. Deci aș putea spune, sincer, vă spun că noi avem o generație de copii foarte buni, dar cu mult mai multe probleme față de cum am avut noi. Deci marea majoritate a copiilor acum cresc fără un părinte, ori fără amândoi părinți, sunt singuri adorm, singuri se trezesc, singuri pleacă la școală, se mai întorc părinții și când se întorc sunt foarte revoltați că nu se înțeleg cu copiii. Ei de fapt lasă niște copilași și îi regăsesc adolescenți și să știți că ei își găsesc prieteni în noi. Se confesează și spun problemele, sunt chiar și când sunt bucuroși, când sunt supărați, foarte mulți copii vor să discute cu noi. Eu cel puțin des mi se întâmplă acest lucru și chiar să știți că acea barieră de care ați spus, nu cred că mai e cazul de barieră. Nu mai e cazul. Nu mai e cazul de barieră. Dacă punem barieră, s-a terminat tot.
Doamna Puiu, știu că sunt și probleme sociale. Nu e chiar totul roz. Tocmai, sunt foarte multe probleme sociale. Sunt foarte multe probleme sociale, pornind chiar de la situația financiară. Că de asta părinții pleacă, de asta îi lasă singuri și din acest plecat al părinților și rămas singur al copiilor, ei unii dintre ei nu chiar mai frecventează școala, nu mai pot să aibă aceeași eficiență ca un copil care are părinții acasă. Sunt foarte multe probleme materiale în familie, copiii care trebuie să-și ajute părinții și lipsesc de la ore pentru că trebuie să mai facă și treburi pe lângă casă. Da, lucruri care nu le vedem. Lucruri care nu le vedem, da. Dacă... Eu nu sunt nici zâna cea bună, nu sunt nici de la surprize, nu sunt nici purtătorul unor microfoane ascunse, dar știu un secret despre dumneavoastră, că personal ajutați și dumneavoastră și doamna Joaneta Maidaniuc, ajutați acești copii. Știu și trebuie spus, nu trebuie să ne îmbrăcăm cu haina modestiei atunci când nu e neapărat obligatoriu. Din buzunarul dumneavoastră ajutați câte cazuri? Nu, e cazul să le spunem. Două, trei, nu? Dar știu că... Se mai întâmplă și așa. Dar prea puțin față de câte probleme sunt. Se mai întâmplă, dar noi suntem neputincioși la toate problemele care... Dar pe aici, pe acolo, fiecare dintre noi, și nu numai noi, și sunt și alți colegi, pe măsură în care mai descoperim și putem, ajutăm. Se spune că nu oamenii sunt deasupra timpurilor, ci timpurile deasupra oamenilor, spunea cronicarul. Ne reîntoarcem la lucruri și mai frumoase, încercăm să le umplem viața copiilor noștri în afară, în școală, cum ați spus, deja nu doar cu obiecte de studiu, ci și cu activități extrașcolare. Și sunt destule la dumneavoastră, știu de ziar de tradiție, impropriu spus ziar, o publicație literară de tradiție, Freamătul Literar, vorbim de un ansamblu de dansuri, vorbim de iată, de diverse ateliere, chiar am văzut parcul auto al colegiului s-a îmbunătățit, nu? Parcul auto s-a îmbunătățit și baza materială s-a îmbunătățit. Deci noi ne putem bucura de un cabinet de legislație care anul trecut a fost renovat și dotat la standardele corespunzătoare noi legislații. Deci ne putem bucura cu ateliere și cabinete de specialitate unde copiii își pot desfășura orele în condiții bune, pentru că și aceste obiecte tehnice nu le poți preda doar cu creta în mână și la tablă. Copilul trebuie să aibă în fața ansambluri, subansambluri, softuri și diverse alte mijloace în care să-și poată dezvolta abilitățile și competențele conform curriculei școlare. Și pe măsura în care se poate, noi ne aliniem la aceste standarde. Cât despre partea aceasta de activități extrașcolare, doamna Puiu, ce puteți să ne spuneți? Iarăși, da, se fac dansuri tradiționale, populare, aveți artiști, da? Noi suntem consacrați deja cu Colomeica, ansamblul condus de doamna instructor Ianoș Zirca, care pe 8 mai va fi în semifinala de la România au talent. Așadar, votați Colomeica. Să sperăm că cei din tehnic nu ne vor tăia ca publicitate. O să-i rugăm noi frumos de tot, că până la urmă ajutăm Siretul, Suceava, Bucovina și așa mai departe. Dar nu numai cu asta. Elevii noștri nu sunt implicați doar în dansuri, sunt implicați în foarte multe activități extrașcolare. Avem un consilier educativ foarte inimos, care a pus în mișcare Consiliul Elevilor și prin Consiliul Elevilor suntem implicați în patrula ECO, în patrula de reciclare, în ECO-școala chiar și în diferite alte activități. În Siret nu de mult s-a întâmplat o acțiune deosebită, cea de-a 40-a adunare de uzelaș asociațiilor mici din Europa. Ce am observat acolo? Erau voluntari, elevi de dumneavoastră, foarte bine pregătiți la limba engleză, cu un simț foarte ascuțit al datoriei, a ceea ce înseamnă să-și facă treaba până la capăt și cu un bun simț, cred că împământenit de acasă. Lucru care a impresionat delegații. Iarăși, au fost vreo câteva zeci de elevi. Da, în jur de 30 de elevi au participat ca și voluntari la organizarea celei de-a 40-a ediție. Ediție, activitatea, întrunirea
asociației acesteia Duzelaj, dar nu-i singurul voluntariat la care participă elevii noștri. Ba din potrivă, în liceu, după cum știi, în Siret, după cum știți, există un azil de bătrâni și la fiecare Paște, anul nou, ei se organizează și strâng, din bănuțul lor, strâng și merg să ajute pe bătrâni sau merg ca împreună cu ei să facă niște activități specifice. Să împodobească un brad sau să... Da, i-am văzut și la plantatul, da, și la plantatul copăceilor, i-am văzut, da, da, acum, da, săptămâna asta. De asemenea, la fundațiile umanitare care sunt în orașul Siret, la fel, participă prin voluntariat cu diferite cadouri pentru a aduce un zâmbet pe fața copilașilor de acolo. Cât despre partea tehnică, revin, domnule Antoniu Mustață, revin la această parte tehnică. Vizitând colegiul, i-am văzut foarte interesați de ce înseamnă mecanică și cred că domeniul ăsta al mecanicii, al ingineriei, va avea un viitor. Sigur, mai ales dacă sunt pe mâini bune. Și după cum se vede, sunt, da? Sunt. Colegii toți sunt canalizați pe aspectul acesta și își fac treaba și dacă există motivație și puțin interes din partea lor, nu există decât un singur lucru, să obțină rezultate bune sau cât mai bune. A fost o perioadă așa în învățământul românesc când era o debusolare totală, nu știai unde. Erau 10 pe un loc la ASE, după aceea, după vreo 2-3 ani, nu mai era nimeni să candideze la ASE și se mutau toți de Valma la medicină. De la medicină fugeau la administrație publică, de la administrație publică la drept. Iată că acum ajung să se înghesuie și pe bună dreptate în acest domeniu al ingineriei tehnice. E un semn, după părerea dumneavoastră, ca și profesionist, că lucrurile se reașează, fiindcă, până la urmă, fără ingineri, știți, era expresia aia, fără ingineri țara nu poate să meargă înainte, chiar era o expresie bună, indiferent de context. Nu se poate să tratăm numai măsele, să fim numai stomatologi sau să ne apucăm toți să-i apărăm pe bieții țărani când se bat pe un hat de pământ, nu? Cum vedeți dumneavoastră lucrurile și spre ce ați îndemna, spre ce domenii ale acestui vast, să zicem așa, areal, această plajă largă a științelor tehnice îndemnați să meargă? Din ce am observat la elevii mei, ei și-ar dori tot în domeniul mecanică, pe specializarea tehnicială în transporturi, deci în domeniul auto. De-abia așteaptă să aibă un permis pe lângă calificarea pe care o obțin și aici s-ar canaliza cei mai mulți. Dar dacă nu reușesc în acest domeniu, sunt sigur că pot face față cu succes în alte domenii. Da, era exact ca în anecdota aceea când un preot se deplasa cu niște mieluți, să zicem, de vânzare și a zis că e de la seminar, dar dacă nu îi trimite până la urmă la școala de poliție. Dar asta e așa o mică glumă. Doamna director, Doina Puiu, ne reîntoarcem la grupul de acesta de prieteni, spun eu, fiindcă în acea cancelare am văzut o atmosferă de prietenie. Ne reîntoarcem la acest grup de prieteni. Statutul cadrului didactic în România, în societatea românească, dar mai ales în comunitatea locală. S-a mai schimbat ceva în ultimul timp sau aceleași probleme, aceleași datorii, aceleași buzunare goale și aceleași seconduri pentru haine vizitate pe ascuns? Sau poate buzunare mai goale, mai multe probleme, mai multe datorii, mai multe împrumuturi la bancă, pentru că în ultimul timp salariul a cam rămas la același nivel, iar problemele au tot cresc. Da, este un, pardon, îmi cer scuze, este un mare secret pentru mulți cum reușește profesorul, dascălul acela, să-și lese toate nevoile, toate necazurile, toate tristețile, toate supărările, până și suferința fizică la un moment dat la ușă, să deschidă ușa, să pună catalogul pe catedră și să spună bună ziua copii, ce mai face zâmbind. Nu știu, cred că este prin structura profesorului să facă lucrul ăsta, prin structura profesorului dedicat. Doamna Janeta Maidaniuc spunea că nu îi se pliază. O altă meserie, da. Și nici nu se poate altfel. Să știți că, într-adevăr, copiii își doresc profesori care să le zâmbească. Deci ei asta văd de la ușă. Dacă profesorul este încruntat, de ceva nu este în regulă. Însă dacă le zâmbește și noi ne străduim să le... Eu cel puțin mă străduiesc mereu să le zâmbesc. Chiar dacă ulterior se mai strică treaba. Dar de la ușă să intri în clasă zâmbind este un mare lucru, să știți.
Amintindu-ne de vechile sechele ale învățământului românesc, era o vorbă, zice, profesorul se teme de, elevul se teme de profesor, profesorul se teme de inspector, inspectorul de ministru, ministrul, profesorul, elevul și ceilalți se tem toți de hârtii. Da? Da. Aceeași frică o aveam. Asta e cea mai grea problemă, sunt hârtii, iar cel mai ușor este să intri la clasă. Cel mai ușor și frumos este să intri în clasă. Dar pe lângă, de foarte multe ori se întâmplă că ești nevoit să mai neglijezi ce vei face la clasă, că trebuie să faci tot soiul de documente, care nu știu dacă chiar sunt așa de relevante cu activitatea pe care o faci. Cel mai important este ce se întâmplă în clasă. Sigur. Și în clasă mai sunt și aia mici, fiindcă am văzut printre cei mari și niște prichindei zglobii așa. Noi avem și pe gimnaziu câte o clasă. Clasă de a cincea, a șasea, a șaptea, a opta și toți cei din ciclul gimnazial rămân la noi în învățământul liceal. Ce voiam să spun legat de învățământul profesional. Acum câțiva ani era așa o oroare, chiar e prea mult. Era o așa o aversiune față de învățământul profesional. Ei, se schimbă această aversiune. Din ce în ce mai mulți elevi vor spre învățământul profesional. Vor spre o meserie. Da, pot să fie artiști și în domeniul meseriei lor, pot să fie foarte buni, pot să se numească profesioniști și în momentul când își fac treaba și foarte bine. Și dacă în alți ani, acum mulți ani, spunea doamna director că veneau elevi din Tulcea, Constanța și din alte, noi ne bucurăm acum că vin elevi din partea cealaltă a județului. Avem elevi din zona Fălticeniului. Să nu mai spunem că avem foarte mulți elevi de la munte care și vin pentru că vin împreună cu tatăl care a făcut școala la noi și s-a făcut șofer sau mecanic auto la Siret și atunci trebuie să-și aducă și băiatul la Siret. Este interesant că aceste obiceiuri se mențin, pe când în domeniul legislativ schimbarea schimbărilor mamei, schimbărilor continuă. Fiindcă la anul sau când se gândește iarăși acel sistem de 9 clase, de cum va fi atunci? Așteptăm și o să vedem. Eu stau așa și mă gândesc că dumneavoastră sunteți exemple ale unei reușite, a unui fapt bun și bine făcut și întocmit de învățământul românesc. Cred că ar fi mai bine să ne oprim la ce este și să ne vedem de clasă, nu? Decât de schimbarea schimbărilor. Da. Dar asta este cu totul altă întrebare, nu ține de noi. Să sperăm că vor rezolva cei de la Ministerul. Doamnelor și domnilor, aș dori pentru invitații noștri, fiindcă ne apropiem de finalul emisiunii și ca întotdeauna nu ne-au ajuns întrebările, câte răspunsuri ar mai fi de dat, aș lua de data aceasta, aș da întâietate minorității masculine din platou, domnule Antonio Mustață, cu ce gânduri spre viitor, fiindcă în mod sigur nu vreți să plecați din Siret și în mod sigur și copiii de dumneavoastră tot la Siret se vor întoarce. Siretean ați fost, cu ce gânduri în viitor despre Siret, despre Bucovina, în ansamblu, per ansamblu, nu doar din domeniul acesta în care lucrați ca învățământ. Am auzit și necazurile noastre ale bucovinenilor și ale siretenilor că pleacă oamenii la muncă. Cum vedeți și ce vă doriți în viitor? Și eu sper doar că rezultatele bune să continue. Copiii, așa cum a subliniat doamna director, să vină din ce în ce mai mult pe această parte tehnică, să obțină rezultate cât mai bune și să reușească în viață. Cel mai noi important. Suntem alături de ei și asta e tot înainte. Desconspir așa și părinții au fost cadre didactice, tata tot pe tehnic în domeniul construcției și din când în când venea puțin vesel la casă și spunea, bă, m-am întâlnit cu un fost elev și nu puteam să nu refuz, așa că ne dorim și asta, să ne caute foști elevi și să ne cinstească, fiindcă merităm și ar fi frumos și cred că în mod sigur că se întâmplă lucrurile acestea. Doamna director Doina Puiu, înainte de a vă spune gândurile despre lume, despre viață, despre ceea ce e frumos sau ceea ce e mai puțin frumos și am dorit noi să fie din ce în ce mai plăcut, gând și despre parteneriate, încă despre acest lucru n-am vorbit și poate ne promiteți că veți veni într-o altă emisiune, de data aceasta fără emoții și vom vorbi doar despre parteneriate, fiindcă sunt foarte multe și nu ne-ar ajunge timpul. Dar acum așa, foarte pe scurt. Într-adevăr, avem multe parteneriate cu instituții din oraș, cu toate instituțiile din oraș, cu Universitatea din Suceava, cu facultăți
cu mai multe facultăți de la Universitatea din Suceava, dar și cu o facultate din Cernăuț, cu o facultate de studii economice din Cernăuț, la care am participat în mai multe, la mai multe activități organizate de ei, chiar și la o aniversare a 70 de ani de la înființare, de asemenea parteneriate cu Unitatea de Pompieri din Siret, cu ajutorul cărora am în săptămâna altfel, să știi mai multe, să fii mai bun, s-a organizat un exercițiu demonstrativ intitulat Meserie pentru Viață, care e la a doua ediție, și în care elevii noștri, elevi de clasa a 12-a, în general, au fost în unitatea de pompieri, s-au antrenat, iar în ultima zi a activității au demonstrat competențele pe care le-au dobândit în cele 4 zile. Și a fost foarte frumos, nu numai pentru ei care au participat, dar și pentru ceilalți elevi care au urmărit demonstrația. Parteneriate, bineînțeles, cu poliția, cu toate instituțiile în general. Gânduri? Gânduri. Eu ce-mi doresc? Sau în putere mai departe ca să-mi pregătesc elevii? Mă mândresc că aproape din fiecare generație am scos un profesor de matematică. Vă dorim succes! Și sunt deja, nu colegi în școală, dar presupun că în viitor o să fie și colegi în școală. Și îmi doresc în continuare să am putere de muncă, să fac ceea ce îmi place. Adică să predau matematica. Asta îmi place. Doamna director adjunct Janeta Maidaniuc. Ca un gând așa, să nu fiu pe aceeași linie cu colegii mei, eu mi-aș dori din tot sufletul, dacă a fost vorba de Bucovina, de zonă, să se întâmple ceva bun în orașul Siret, ca tinerii noștri, din absolvenții noștri, să se poată întoarce acasă, să putem îmbătrâni în prezența lor, să ne ia locul, iar noi să fim mândri de ei că fac lucruri foarte bune. Deci asta mi-aș dori într-adevăr, că pe zi ce trece vedem că tot mai puțin tineri sunt pe stradă. Foarte mult a scăzut populația orașului. Să dea Dumnezeu! Mulțumim interlocutorilor noștri, doamna director Puiu Doina, doamna director adjunct Janeta Maidaniuc, domnul director adjunct Antonio Mustață, cadre didactice de la Colegiul Tehnic Lațcu Vodă, conducerea Colegiului Tehnic Lațcu Vodă, un colegiu tehnic cu tradiție în Bucovina, în România, am spune noi. Dragi telespectatori, vă mulțumim și vă dorim vizionare plăcută în continuare. Rămâneți alături de Cromtel, vă mulțumim pentru că ne urmăriți atât în județul Suceava, cât și în județul Botoșani, în Neamț. Vă mulțumim pentru faptul că ne urmăriți pe pagina noastră de Facebook, pe YouTube, pe toate canalele prin care puteți să recepționați Cromtel. Vă lăsăm în continuare cu rubrica Poftim Cultură, caricatură semnată de Radu Bercea, și vă spunem la bună reîntâlnire!